din partea Consiliului Local, a personalului primăriei și a mea personal, vă doresc multă sănătate, fericire și să aveți un an plin de bucurii și realizări. Aș avea rugămintea la sfârșit de an să facem un mic bilanț al împlinirii unui an și jumătate de la conducerea primăriei Oituz. Pot să vă anunț că am semnat un contract de asfaltare cu fonduri europene, care în primăvară o să înceapă. Am reușit să fac un număr de 7 podețe, de 3 podețe mici pe pârâul Sărat, 2 în satul Margina, 1 în satul Hățman. Suntem în finalizare și cu un pod mare la punctul Boacă. După aceea suntem cu studii de fezabilitate terminate și în stadiul de proiectare a extinderii căminului cultural, cu extinderea primăriei, cu semnarea contractului prin CNI al căminului cultural. Prin PNDL avem 3 proiecte, înființarea, construirea unui dispensar, modernizarea 2 grădinițe de la Margină și Poiana Sărată, tot cu grădinițele am reușit să finalizăm grădinița de la Margină, făcând o grădiniță modernă, o sală de clasă, frumoasă, cu WC-uri pentru copii, cu fosă septică, deci la standarde europene pentru a putea să ne obținem autorizațiile ISU pentru bună funcționare și sper să mergem în continuare în ritmul acesta. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost înțelegător cu noi și o să fiți în continuare înțelegători și vă doresc încă o dată multă sănătate, bucurie și prosperitate în viață.